10 minute am stat în țară și deja mi-am luat primul meu nem to dom. E bine. Da, am ajuns în Budapesta, am avut un zbor de 6 ore care a făcut vreo 7. Ar trebui să fie ilegal să stai 7 ore în Wizz, frate. Într-un Wizz. Dar chiar era stricată baia și mirosea a căcat în avion 7 ore. Zborul ăla probabil nu avea licență de zbor, avea licență de planat probabil, pentru că a reușit să văd din avion toate orașele peste care am trecut, ceea ce a fost ceva inedit. Am ajuns la 3 dimineața, plin de oameni beți pe stradă. Nu, de când am mai văzut bețivi. Este ora 2:30 dimineața și de mult n-am mai văzut oameni beți pe stradă ca aici. Cred că e de la Euro 2020 ăsta care se sărbătorește în 2021. Da, e plin de oameni beți și... S-au luat coadă la șaurma. S-au luat coadă la șaurma, da. Noi n-am mai văzut de mult, adică... Bă, e un semn de normalitate și ăsta. Să uite, să vezi olandezi patent. E și asta o chestie. Și ce merge mai bine decât un gyros la 3 dimineața? Nu? Șogola. Între bețivi aici. Și da, fără mască. Deci... În Budapesta nu se poartă mască, noi venim din Dubai, e ceva... Wow! Am primit alertă pe telefon, alertă meteo, în aia, ci că caniculă 37 de grade. Și nebunii iarnă, mi-au fular la 37 de grade după Dubai. E primăvară, e toamnă, e ceva, dar nu e vară, e... E bine, rău de tot. Bine. Deci da, azi prima impresie despre Budapesta, prima oară în viața noastră când călcăm Ungaria, probabil mulți dintre voi deja o știți, pentru că e aici aproape, o să facem un vlog mare despre... Despre oraș frumos, cu tot ce e de vizitat, cu tot ce trebuie. Dar astăzi, prima impresie, Cileanu. Vedem ce se întâmplă. Let's go! Bancomatele din aeroport, toate sunt din astea țeapă Euronet, care ți-a mare comision. Ar trebui să fie ilegale, mai ales în aeroport. Unde sunt în multe țări, le-au scos, în multe țări le-au scos, nu mai sunt legale, nu știu cum aici. Dar e plin, nu găsești unul să fie bancă-bancă, toate sunt... În bancomat toate sunt Euronet și poate să vă spună Bogdan de la Brondrin, la Euronet scoți 30 de euro și ți-a vreo 45 de pe card. Cel mai mare scam din Europa și în aeroport sunt doar alea, deci așa ceva n-am mai văzut. Dar noi am reușit să ajungem cu autobuzul, pâr-pâr la 3 dimineața, a fost. Da, la 3 dimineața am ajuns fără internet și fără bank cash. Vodafone România mi-a dat țeapă, am crezut că merge în Ungaria, n-am zis. Dar am ajuns cu bine, aia e important. Singura parte pozitivă la acel zbor, că la n-a fost zbor, deci am planat, a fost că am avut locul din mijloc doar pentru noi, pentru că pișta lipsea, n-a venit, a avut un zbor și n-a venit și ordeam ca un animal, mă, că strigau ea pișta. Pișta, nu era pișta, nu venise, era pe locul nostru, așa că am zburat singurei acolo. Datorită campionatului european ăsta întârziat, noi când am ajuns chiar era meci aici și ne-a fost cam greu să găsim o cazare la un preț decent. Budapesta e scumpuță din ce am văzut ieri, dar e ok, totuși e un oraș care arată super, frate, deci nu știam că arată așa, eu. Am rămas uimiți. Văd un bugat acolo. Am reușit totuși să luăm un studio care e decent, arată binișor la 30 de euro. Și e chiar lângă marea The Great Synagogue, acolo lângă sinagogă. E o zonă foarte bună, chiar în centru, deci suntem bine. Probabil, noi n-am mâncat, așa că probabil ne vom îndrepta către piața centrală, acolo să gustăm și noi de ceva. Când beția e o artă. Nici dacă mi-ai fi spus de 1000 de ori nu te credeam că Budapesta e un oraș atât de divers și atât de internațional, deci și la noi în clădire acolo sunt chinezi, oameni din America Latină, deci poți vorbi spaniolă pe aici, engleză, ne era dor să ne înțeleagă lumea, să vorbim engleză, ma, viață, viață. Nu o să stăm foarte mult nici aici, dar cred că urmează o aventură prin Balcani, așa, corectă. Un oraș tânăr, da, foarte mult tinere, extrem de mult, sau... N-am mai văzut noi de mult. E și de la campionatul mondial european ăla, da. Da, dar e dă un vibe foarte, foarte bun. Și-a luat-o pălăria, măi, aici, ești turistă jet pe jet astăzi. Astăzi, da. Eu sunt în vacanță.
înainte să continuăm un lucru foarte important. Dacă te uiți în mod frecvent la acest canal, te-aș ruga să te abonezi acum, pentru că pe noi ne ajută maxim, pe tine e un click și nu te costă absolut nimic. Dacă e prima oară când te uiți la noi, oana mea, încercăm să te convinge până la sfârșitul clipului, dar dacă nu, arde-l. Cum ți-ai luat name-ul, domnul? Ne-am dat jos din autobuz pentru că trebuia să facem transbord. Și mai era încă un cuplu și un băiat și am zis, hai, mă duc la băiatul ăsta. Pentru context, era într-un loc abandonat, pustiu, nu era nici dracu, era ora 3 dimineața. Da, și nu era unde, unde să cumpăr bilet sau nu știam ce autobuz că care trebuia să luăm noi, nu apărea nicăieri. Așa că m-am dus și l-am întrebat dacă vorbește engleză și dacă poate să mă ajute, să-mi spună ce autobuz trebuie să ia. Și s-a uitat foarte urât la mine, adică nici nu s-a uitat. Direct s-a făcut așa și... Name to dom. Ori n-a vrut, ori n-a știut. Nu știu, dar foarte antipatic a fost cu mine. Cred că am ajuns la piață și cred că e clădirea asta. Și dacă e clădirea asta, hello? Mamă, da. Nu știu, e casa poporului. Ce fac așa piață să avem? Dumnezeu miroase bine. Deși e ca... stai. Nu se poartă mască, dar în interior se poartă mască. Hai să-mi pun... Să-mi acopăr bărna. Trebuie mascarpone aici. În interior trebuie, dar totuși. Ia. Păi, dar cât e de liniște în piața asta așa. Da. O fi piață cu subtitrări? Bine, mă să vai, doamne, ce frumos e. Oi. Oh, cât e de mare, bă, băiatul. Exact ca aia de la mine, de la Petrușani. Moneda aici e florin sau florinț, cum se numește, și 1000 de florin din ăștia sunt 2,85 €. Eu eram 100% sigur că în Ungaria deja se folosește euro, mă se pare că am dat greș. Spre deosebire de alte piețe unde miroase ba carne, ba pește, ba mâncare, aici miroase a fructe, frate, miroase a vară, miroase frumos, foarte fain. Uitați-vă la clădirea asta, bă, băiatul. Deci probabil noi suntem singurii români care vin să se surprindă în Budapesta, pentru că probabil ați fost toți pe aici, numai noi, nu? Noi suntem un cuplu mai ciudat. Noi n-am fost în Budapesta, până anul trecut n-am fost în Grecia, n-am fost în Dubai până acum, n-am fost în Paris, n-am fost în Londra. Am fost în țările respective, dar nu în orașele alea. Încercăm să le evităm, cumva. 100% convinși că aici găseam mâncare. Adică mâncare gătită, gen restaurante micuțe, în interiorul pieței. Nu știu de ce aveam ideea asta în cap, dar se pare că nu. Cel puțin nu le-am găsit încă. Poate acum cu COVID-ul s-a schimbat. Mă, nu cred, pentru că deci, efectiv aici, în afară de purtarea măștii în interior și în metrou și în aia, ceea ce mi se pare foarte normal, deci totul mi se pare exact ca înainte de pandemie. Deci exact, e cel mai... Acum când am ajuns în Budapesta, mi s-a părut cea mai reală chestie din ultimii 2 ani. Pe bune. Uite, ăsta aș mânca. Aș mânca acest cârnaț. Acest cârnaț eu vrea. Nu? Ok. Da, faină piața. Continuăm. Bă, și hai să vă zicem o chestie pe care nu o să o credeți. Primul nostru contact cu Dunărea. Noi n-am văzut Dunărea, frate, până am 29 de ani și n-am văzut Dunărea niciodată. Și-o văd acum. Și eu la fel. Of, ce apă frumoasă se vede că trece prin România. Doamne! Doamne, ce bine mă simt! Apa din România! Apă România! Vai de mine! Da, no, frumos, n-am văzut Dunărea niciodată, o vedem și noi acum. Vine poliția. Stai că am o treabă. Oh, mâncați, nu știu, că mersi fain. Foarte mult străduțele astea pietona. Și sunt foarte multe prin Budapesta și asta se numește Vaci Utca. Hai să ne plimbăm pe Vaci Utca. Mi-e sete.
tras, mi-a furat sufletul. Hai că ne-am oprit la un bubble tea din ăsta, că n-am mai băut de când eram prin Asia, l-am văzut și mama mi-a plouat în gură instant. Ne-am făcut plin de cafea pe astăzi, deci nu mai avem nevoie de cafea. Am luat două din astea, m-a zis alege toate bulele, toate, spune ce vrei tu, că eu habar n-am, bulele, eu le știu pe alea din apă minerală. Și m-a costat 7,73€ două bubble tea-uri. Hai să vedem cum sunt. Îți place de eu? Nu-i jel, adică bubble-ul ăsta. Nu-i jel. Și purcă, o. Mai are sucă de untru. Nu, dar e bun, mere verzi. Au, ce dur mira. Cerez. Cerez. E cerez. Hai că a meritat, chiar e fresh și lor de tot. E foarte bun. Și e fresh. Te răbărește. Ar merge niște absolut în merele astea. Hai să profităm de momentul ăsta de pace, să vă spun așa trei cuvinte după 4 zile petrecute în Dubai. Deci nu pot să vă dau mari detalii despre ce e de vizitat, ce nu e de vizitat, pentru că alea le știți oricum, dar vă spun două chestii foarte importante. Unul la mână, nu mergeți de sub nicio formă, ascultați-mă, nu mergeți acolo până prin octombrie, deci vara e insuportabil. Dacă n-ați fost niciodată și credeți, a nu că am prins 43 de grade în București, a nu că am fost în Croația și erau 4, nu are nicio legătură, e extraordinar de cald. Noi am prins 50 de grade în Uzbekistan și n-a fost nici pe aproape să fie atât de rău precum în Dubai, mai ales când te apropii de plajă, umiditatea aia te sparge. Eu vă spun ca un sfat prietenesc. Acum voi știți. Și al doilea lucru, oricât ar insista lumea să spună și noi și alți vloggeri și vai, se poate pe buget, veniți că e ieftin. Da, Madeira e ieftin, găsești locuri să mănânci, dar foarte probabil tu când te duci în vacanță nu prea vrei să te plimbi 2 ore până găsești unul restaurant din 10 care e ieftin. Și dacă vrei să trăiești experiența autentică de Dubai și să vizitezi chestii, trebuie foarte mult bani. Deci Dubai trebuie făcut iarna și pe bănetă. Orice ți-ar spune altcineva, minte. Pentru că nu știu cum să zic, să te duci numai să te plimbi pe străzi, da, poți să te duci 2-3 zile să vezi cum arată orașul așa prin afară. Dar dacă vrei să faci chestii, să te bucuri de Dubai, îți trebuie bani. Punct. Și oricine zice altceva, e minciună. Știți că eu vă spun totul, pășleau așa. Mint? Nu, e adevărat. Și mai ales acum, dacă te duci acum, n-ai nimic de făcut, doar în interior. Și tot ce e pe interior costă bani. Ei costă bani, exact. Ei. Am fost la... Era 7 seara, am fost lângă plajă, am vrut să vedem și noi hotelul Atlantis, să ne bucurăm un puțin de el. Era imposibil lângă plajă, lângă apă, să stai. Erai sub duș. Deci foarte cald. Și bani. Plus mască. Grei. Bani grei, prietene. Deci eu sunt mega, mega, mega fericit că sunt aici și mega surprins de cât de frumos e orașul ăsta. Ce-mi dă de gândit e că ieri era luni și era full, nene, deci full de oameni. Și astăzi e foarte liniștit, așa bine, nu știu, a zis Ralu înainte, poate acum suntem în locuri mai puțin turistice, că habar n-avem unde suntem în de față. Deci dacă mă pui să mă așez pe hartă, habar n-am. Dar e mult mai puțin lume decât ieri. Nu că ar fi asta o problemă. Că noi am mâncat prea mult și apoi am venit până la hotel puțin, cică, că era ora prânzului aia când e super cald și am adormit butuc amândoi, frate, și ora 7. Da, da, continuăm prima impresie despre Budapesta seara. Să ieșim acum, imediat. Pune soarele frumos acolo. Aici e sinagoga și acolo sunt doi polițai. Eu așa dorm, supravegheat. Tu, când te-am trezit, unde erai? În pivniță, scuteam vin. Ei a făcut așa, hai mă, sus. Trebuie să ieșim afară. Eram în pivniță, scuteam vin. Deci Raluca, dacă doarme și o trezești, o să spună cele mai random chestii pe care ți le poți imagina. Și acum o să mergem în cealaltă parte opusă. Hai, ce frumos se vede acolo. Da, deci să știe că am dormit frumos, nu? Ai dormit frumos, da. Europe largest, cel mai mare cimitir evreu sau evresc, e în pericol. Donația ta, da. Acum o să mergem încolo. De câte am înțeles, unde stăm noi e partea de party. E zona de nightlife.
tocmai am aflat și eu acum, citeam pe Google, pe aici sunt ruin bar alea. Și mergem așa să dăm o plimbărică. Am ajuns la opera din Budapesta, care e recunoscută în întreaga lume, dar din păcate, la diferiție pentru ei, nu știu. E în construcție, se lucrează și nu putem să o apreciem așa cum am fi vrut. Și asta de aici la fel. Chiar voiam să vedem opera din Budapesta, pentru că am auzit despre ea de un milion de ori. E cele mai renovite și cele mai top din toată lumea. Asta cred că e metrou. E metrou, da. Și e foarte mare și pe partea cealaltă. Încolo mai e o grămadă. Și un lucru care n-a... Mamă, magazin Louis Vuitton. Louis Vuitton. Și un lucru care n-are nicio legătură cu opera, deci frate, am văzut mai multe saloane de masaj tailandez aici, în Budapesta, decât în Bangkok. Deci e incredibil, la fiecare pas, numai că sunt unele care sunt în drum și unele care sunt mai cotite, așa. Ne trebuie să intre pe un culoar de la dubios. Probabil acolo la masaj îți mai bagă și unul ceva. Fain oraș, mă. La opera se lucrește, noi nu poate să vedește. Deci da, e foarte mare. Miroase a ciment. A ce miroase? Ciment. A ciment? Ce fac oamenii pe acolo? Ciment. Făcești cimentul oamenilor. Spionă, spionă. Am spionat. Și ia uitați ce loc am găsit. Bă, cât am căutat ieri să mă uit la meci la o terasă. Am stat la un Irish pub de la unde am dat 8 euro pe un aperol și m-am uitat la meci fără sunet. Și acum că nu mai caut, pentru că joacă Ucraina și nu mă interesează, dau numai de locuri de astea, mi-aș uita și pe aia, un nisip acolo, stau un tic, toată lumea pe jos. Sunet. Au ecran mare. Ucraina, hai să vedem, stăm drept. Wow, ce fain, mă. Hai, campionatul european, vară, băutură, mi se face pirea de găină, vine lumea înapoi, se întoarce planeta. Bă. Ce fain ar fi să auziți imnul României, dar din păcate noi jucăm în Liga 7-a. Bă, ce fain! Bravo! Hai! Bă, și revine lumea, mă, și revine, mă! Hai, ce fain! Auzi stadionul, auzi lume pe stadion! Auzi? Tu știi că nu s-a mai auzit asta de 2 ani. M-am emoționat eu singur. A 2020-a fiecare lucrurile așa cheamă bătoia. Vrei să venim altă zi? Sau vrei să rămânem acum? Ce dorul mi era de viață. Ce dorul mi era de o reclamă la Volkswagen înaintea meciului. Uite, ești în partea țară, de eu de lemnare. Hai că până la urmă am luat două beri frumos. Și ne uităm la meci aici pe iarbă, ca un tineret. Faza interesantă a fost că a trebuit să plătim 6 de forinți din ăștia, sau cum le zice, pe două pahare. Nu știu cum funcționează, adică nu puteai să-ți cumperi berea fără să-ți cumperi înainte paharele goale, după aia zic că le aduc înapoi și îmi dă un token, nu știu, habar n-am. A fost vreo 4 euro berile, a 2 euro bucata, e bine. Stăm puțin aici, poate mâncăm un hot dog și după aia vedem ce facem. Dar ce dor mi-a fost de fenomenul ăsta. Hai noroc. Ce bere e? Sopron, nu știu ce scrie pe acolo. Oh, e bună! Oh, e tare! Scrie aperol spritz, cu ăsta m-am făcut patentie. Oh, stai că m-am încurcat, 3,95 a fost berile și 1,72 paharele. Și e prima oară când N26 îmi spune că schimbul valutar e 0,90% mai mare. Și realul a primit la fel la ING. Nu știu care e faza cu moneda ăstora, dar e singurul loc unde pierd cumva bani la schimbul valutar. Deci am folosit carul ăsta în toată planeta și n-am pățit. Și vine golul. Larsson. Larsson, așa că n-ai nimerit. Da. Isaac Leschen. Of,
fisă din aia cu care poți să iei după aia bere în alte locuri fără să mai plătești paharele cu timp de lună de zile. Eu cred că o fac cu intenția cum fac aia în Germania cu cânile, știi, la vin pierd. Cred că e cu intenția ca să nu se facă tot un gunoi, să lase lumea paharele, așa că când ai dat bani pe ele, parcă îți vine să le duci înapoi, știi? Așa. Și ajungem, e iPhone, că GoPro e praf. Ajungem la Dunăre din nou și acolo se vede bastionul pescarilor, care arată foarte, foarte mișto. Deci țineți cont că ăsta e un vlog preludiu, practic. În următorul vlog vom descoperi Budapesta cu adevărat și vom explora orașul și vă povestim și cum facem de obicei. Asta e o primă impresie așa și pentru noi. Da, se vede foarte frumos. Cred că mai degrabă, nu știu, scrieți-mi și voi în comentarii. Cred că mai degrabă ar trebui să facem vlogul noaptea, seara, cu camera, că se vede, nu știu, mi se pare mai frumos, nu e atâta viață pe stradă. Și acolo e parlamentul, vă arăt și parlamentul acum puțin. Și acolo nu știu ce e, dar cât de frumos se vede, e foarte surprins de oraș, extraordinar de surprins. Iar ăsta e parlamentul, care după părerea mea, îi dă clasă Casei Poporului, ca să e mult mai mare, mult mai impunătoare, dar până la urmă e un bloc acolo. Asta arată foarte fain. E foarte frumos. Am văzut că au multe statuile care sunt pe ele. Deasupra au ca un fel de altă clădire de pălărie. Foarte fain. Da, pentru mine a fost funny. Prima impresie, comentarii. Maybe a love like ours can lead out its course.